Stimați prieteni, oaspetele ediției de astăzi la Te Testez este doctorul care a adus un nou suflu în medicina pentru copiii din Republica Moldova. Motoul lui este Keep Calm and Ask a Doctor. Asta vom face noi astăzi. Îi vom adresa întrebări și vom obține răspunsuri la ele, doctorul Mihai Stratula. Salut, doctor! Bună ziua! Cum a reușit un doctor atât de tânăr să adune o oaste așa de numeroasă de mame care să-l asculte și să-i urmeze sfaturile? Cum s-a întâmplat treaba asta? Eu cred că totuși asta a venit undeva din ce se întâmplă general în medicina noastră. La noi, din păcate, în ultima vreme, doctorii nu prea reușesc să discute cu mamele, să le explice careva chestii. Și atunci mamele caută informații, caută păreri noi, caută alternative de tratament. Nu știu, nu, eu tot nu m-am așteptat că o să adune grupa atâția membri. Cine a inițiat grupul? Deci, asta a fost pe data de 20 februarie anul 2015. Într-o seară m-am decis să deschid grupul. Pentru mamele de pe grupul Ască Mam, dacă ați auzit. Da. Și acolo mamele foarte mult între ele discutau referitor la tratament și vedeam în primul rând că venind de la un doctor cu diagnoză greșită, mai și cer sfatul la mame și mai apar și iarăși sfaturi tot așa de greșite. Apropo, tare multă lume te cunoaște, doc, ca și deconspirator a diagnosticilor false. Da, cel mai tare. Cum înțelegi că un diagnostic este fals? Cel mai des și cel mai tare îmi place să scot diagnozul de pneumonie. Deci soția și glumește, spune că parcă te-ai specializat pe domeniul ăsta, cu toate că nu sunt pulmonolog. La noi, din păcate, ori din lipsă de timp, ori de nedorința medicului, deci spune diagnoza doar în baza unei radiografii. Doc, tare multă lume spune că sunteți un medic controversat. Controversat, deși pentru că, iarăși, într-un controvers cu foarte mulți medici pediatri și ești ține de diagnoză, de tratamente. Și mai recent controversat, vedeți că am fost numit de către Societatea Medicilor Pediatri, că nu sunt pediatru, dar sunt neonatolog. Și ar fi de dorit să nu mă ocup de domeniul pediatriei. Deci eu l-am avut pe tatăl meu, care e decedat, da, și el a fost principalul pediatru. Iar acum majoritatea pediatrilor care sunt în Republica Moldova, inclusiv și profesori și conferențiari, cândva tatăl meu le-a fost învățător. Deci el i-a școlit, el i-a învățat. Și atunci, eu care am crescut de mic, da, văzând cum vin copiii la noi acasă, vin eu cu cunoștință de a părinților să consulte copilul, și a fost prezent. Deci cred că am fost școlit mai mult dacă l-am într-o perioadă. Și totuși tata a încercat, eu iarăși cu pacienții mei, mergeam la sfat la el, da? Să întreb, uite aici mă gândesc așa, dar ce spui? Scurt, ai avut cel mai puternic și onorabil mentor care putea să existe, da, din Moldova. La noi, inclusiv și spitale, dacă ați observat, deci spitale au fost majoritatea construite în timpul Uniunii Sovietice, în care, în primul rând, populația Republicii Moldova era cu mult mai mare. Nașterile în Republica Moldova erau cu mult mai multe. Acum, spitalele astea, dacă să luăm noi și să ne bazăm așa după niște tehnologii moderne de a investiga și de a trata copii, jumate din trânsile ar trebui să fie goale. Deci, secțiile ar trebui să fie pe jumate goale. Să internăm copiii care cu adevărat. Însă la noi internăm ca să fie. Pe de o parte, poate și să înțelege chestia asta, că dacă nu se internează numărul suficient de pacienți, secția o să fie închis și atunci rămân și medici fără, și asistenti medicali fără serviciu. Este tare complicat. Deci, cum cineva zicea că medicina noastră îi degradează, și am zis că nu, medicina noastră nu degradează, noi suntem în tranziție. Deci noi din spațiul sovietic încercăm să mergem în Europa. Deci o să fie bine peste perioadă, da? Da. Ce părere ai, doc, despre vaccini la copii? Merită a fi puse? Da, eu sunt adeptul vaccinurilor, așa am fost învățat de către tata. Am avut și multe discuții cu dânsul referitor la beneficiile vaccinării.
Și atunci el m-a convins că, într-adevăr, vaccinurile sunt necesare. Eu am vaccinat copilul meu și întotdeauna am spus-o și dacă o să fie nevoie, o să arăți carnetul de vaccinări și nu creadă lumea că doar o spun, dar în realitate nu o fac. Noi, din cauza vaccinilor, adică faptul că am vaccinat până acum toți copiii, da, și noi am fost vaccinați și părinții noștri, din Republica Moldova, dacă vorbim de țara noastră, au dispărut careva boli, care acum nu se mai întâlnesc. Cum este, dacă l-o mai grav, este difteria și poliomielită. Și totuși se călătorești foarte des. Acum se călătorești, acum este emigrația asta din Asia, da, Siria, doar toți emigranții ăștia. Și acolo nu cred că se ținea sub control așa de strict cum a fost la noi. Și, e posibil să reapară unele boli, recent, da? Recent așa a apărut, în Barcelona a apărut difteria. Și copilul de ce dat 6 ani nefiind vaccinat, a fost tot ok, dar iată. Am înțeles. Copilul tău, doc, răcește? A răcit. Primul an de grădiniță. Primul an de grădiniță, indiferent. Deci, când mă întreabă lumea, vine vara și o să fie mai puțin viroză. Și le spun, zic, stați fără grijă, vara la fel de mult ca și iarna. Da, e adevărat. Și cum reușești să-l tratezi? Foarte bine. Mama a schimbat și eu mai folosam tot antivirale și am dat și lui Petrica antivirale. Inclusiv și în cazul lui, ca așa cum am foarte multe cazuri, am înțeles că sunt bani aruncați în vânt, nu se merită. Iar cel mai bun tratament este tratamentul simptomatic. Deci tratăm ceea ce are. Tușește, acum îi facem inhalații. Are febră, îi scade în febră. Moduri naturiste de tratare. Mai da? Naturiste, da. Pentru că virozele, dacă noi nu o să o tratăm, bine, ele necesită câteodată, copilul necesită să-l ajutăm. Dacă e febra înaltă, trebuie să-l ajutăm să o scădem și să-i dăm multe lichedice. Asta e ajutorul nostru. În rest, organismul singur luptă cu virusul. Iar cu cât mai multe medicamente o să băgăm în copil, mai ales că o parte din ele sunt neargumentate, noi trebuie să înțelegem că ele toate se metabolizează prin ficat, prin rinichi și în timp o să le iasă amprenta. Și dacă are o febră copilul, în cât timp e firesc ea să scadă și să dispară? Când trebuie să mama să se... Deci dacă noi vorbim de o viroză agresivă, și eu tot încerc să le explic la părinți, dacă noi vorbim de o viroză, de se întâmplă o viroză mai agresivă cu febră înaltă, da, până la 40? Păi eu așa le spun, uitați-vă, primele 3 zile e perioada acută. Și indiferent că o să-i dați voi, că multe mame nu au răbdare și dau antibiotic, că o să-i dați antibiotic sau că o să-i dați antiviralele cele, nu o să schimbe absolut nimic. Deci primele 3 zile perioada acută, febra o să fie înaltă și intervalul mic. Abia în a patra zi, da? În a patra zi, începe să scadă. Și scade treptat și au fost cazuri și se dispară complet în a noua zi. Deci în toată perioada asta scădea. Copilul între timp cât avea febră era activ, vesel. Și atunci părinții care au trecut printr așa un moment, deci lor le se întipărește foarte bine chestia asta. Și credeți-mă, a doua ori nici nu mă sună. Da, care a fost cel mai... Vin multe mame, pășesc pragul. Mă rog, copilul e mai puțin stresat decât mama. Mama e cel mai stresat. Ați avut vreodată mame agresive? Pentru părinți este o stare de stres. Și atunci, dacă nu o să-i scoți din starea asta de stres, poți să vorbești cu el cât nu ei vorbi, să-i explici cât nu i-ai explica, să-i dai pe foaie și să-i explici fiecare punct. Mama asta oricum o să pleci stresat acasă. De alături, da. Și în capul ei o să fie doar că ea ca iarăși faci febră. Cel mai mare dușman al copilului este stresul mamei. Deci dacă mama o să fie stresată, copilul o să ajungă în spital, o să fie internat și cu diagnoză. Deci dacă o să vă liniștiți și un pic de răbdare, ce dați-i pași, uitați-vă ce faci copil, copilul aleargă prin cabinet. Că s-ar o să fac febră, dați-i pași să fac febră, nu se întâmplă nimic, scade febra și el iarăși o să alerge. Bun, care e metoda de călire a mamelor în cazul ăsta? Care sunt câțiva pași pe care ei trebuie să le fac și să devină niște mame cu mai puțin stres și să reacționeze cumva mai liniștit atunci când copilul se îmbolnăvește? Deci, ca să obținem noi asta, sunt două momente foarte importante. Deci, copilul trebuie să facă o viroză agresivă, da? Și când faci și se adresează, să încerci anume în momentul acela să explici mamei de la Z prin ce o să treacă copilul, la ce ne așteptăm noi, și trebuie să aștepte mama, și mama trebuie să observe. În același timp, ca mama să fie mai încrezută în perioada asta, de primele 3 zile, eu îi spun mamei, zic, eu sunt la telefon, mă sunați oricând, la orice moment. Bine, și îmi spuneți care este starea copilului, să urmărim pe parcurs, dar și noastră să știți că eu sunt alături și un pic de răbdare. Și trece în momentul jos de prima. În care mama a trecut printr-o viroză de asta mai agresivă,
Și, deci nu a alergat de 10 ori la doctor, a trecut și a văzut că se poate. Restul e floare la vreți, deci, da? Deci mai departe chiar n-avem. Să obișnuiești. Asta și mai departe, ca de mai departe deja poți să începi să glumești cu... Și atunci părinții deja se apropie, te privesc nu doar ca pe un medic, dar și ca pe un prieten. Dacă ai fi un super erou, cine ai fi? Nu știu, Superman, cred. Superman? Și dacă ai avea puterile la Superman, ce ai schimba în lumea asta? În lumea asta, dacă vorbim de toată lumea, cred că aș merge acolo unde acum sunt războaie și aș mai lua pe ăștia care tot le fac războaiele, așa să iei mei scuturi puțin să mai înțeleagă. I-aș lecui, da? Da, i-aș lecui. Le-aș pune câte o injecție. Dar dacă ai avea doc miliardul, ce-i faci cu dânsul? Miliardul acela care nimeni nu-l găsește. Care nu-l găsește. Păi eu cred că, să o spun chiar sincer, aș ajuta câțiva copii care necesită, că un miliard, eu în primul rând nu știu ce aș face cu el, că deci este o sumă extraordinar de mare, nu știu dacă am nevoie de atâția bani, dar bine, când îl ai de în mână, deja îți apar și alte gânduri și vrei să cheltui pe ei. Dar aș ajuta câțiva copii care într-adevăr necesită să fie ajutați. Dacă e miliardul și el furat, nu știu, ar trebui să-l întorc. Care e cea mai stupidă întrebare care a venit din partea unei mame? Mă rog, pentru dânsa poate nu era stupidă, dar așa ca profesionist ați catalogau ca una amuzantă sau lipsită de sens sau lipsită de justificare, o temere ceva. A venit din partea unui tătic și copilul pare mi se făcea febră. Era un copil micuț și făcea febră și pe spunză că spuneți-i o jumătate de supozitorii de glicerină. Și el mă întreabă, dar cum s-o pun? Intră rectum, o puneți. Păi, dar cum să fac procedura asta? Zic, bun, zic, păi explic. Și a fost de băieți să explic cum să faci procedura asta. Și râdeam după asta. Zic, hai, multe nu pot să știi, dar chiar să nu... Oricum ai pățit-o și tu și ai fost nevoit să pui o... Da, care a fost momentul din cadrul muncii, care poate să fie și plăcut și neplăcut, care o să-l ții minte toată viața. Care te-a marcat poate chiar ca specialist. Dacă ne-a plăcut, cred că a fost totuși noutatea și apoi deja și noutatea când am aflat că tata este bolnav și deja și decesul, da? Dacă plăcut, în general toată activitatea lui care a făcut-o el în domeniul pediatriei și mai apoi în domeniul neonatologiei. Deci asta cred că m-a marcat inclusiv ca specialist și inclusiv prin relația mea cu pacienții. Ai întâlnit vis-a-vis de vârstă scepticism din partea unor părinți care au pășit pragul? Da. Și de obicei, bine, acum că multă lume mă cunoaște, dar inițial, de fiecare dată când majoritatea deschideau ușa cabinetului și eram eu încă o perioadă și frezat un pic mai scurt, se uitau și întrebau, dar unde e doctorul? Zic, dar care îl căuta? Mihai Stratulat. Zic, eu sunt. Și e așa, zic, ați așteptat unul de vreo 60 de ani cu barbă? Da, zic, păi, dar cine v-a dat numărul meu? Nu v-a întâmpinat, nu v-a spus că... Există și inițial, până începi să discuți și când începi să le argumentezi toate momentele, prind încredere și când mai și trec cu bine de momentele neplăcute, atunci dispare deja orice întrebare referitor la vârstă. Doc, cum ești în afara orelor de muncă? Ai timp pentru familie, pentru prieteni? Bine, acum că am ieșit puțin din spațiul ăsta online, că oricum am revenit, dar nu până la capăt, încă grupasca doctorul urmează să-l repornim din nou, nu prea am avut. Deci, practic, eu veneam acasă, dacă ajungeam bine la orele 7, numai începeam să mănânc și mă sunau pentru programări pe două zi, până la 9 cam dura. Și de la 9, în Facebook, în Viber, răspundeam. Chiar și cu prietenii sau cu finii, când ne duceam să ne întâlnim undeva, periodic, cu telefonul în mână. A fost o perioadă când am mai avut puțin timp. În general, acum, ultima vreme, încerc vinerea, sâmbăta, duminica,
să stau cu familia, deci nu ies la serviciu. Oricum pe telefon mă sună, oricum mă întreabă, dar oricum sunt cu ei. Sunt oameni maturi care nu sunt copii, dar în viața lor e un haos total. Ce ar trebui un om să schimbe, ce pași ar trebui să urmeze ca să se simte bine și să ajungă la independență, deși stare scop, morală. Deși scop și își pune în viață și în general în fața lui. Eu acum, de exemplu, pun un singur scop. Eu am un copil care trebuie să fie educat corect și trebuie să ajungă doctor? Sincer, nu știu. Eu acum spun așa, că dacă o să ies eu cu brio de toate problemele care le am, o să reușesc și să mă apăr și nu o să am careva impedimente puse de colegi, cred că o să optez pentru să fii doctor, să meargă așa din generație în generație și să-i dau eu experiența care am acumulat-o eu pe parcursul anilor. Dar iarăși, o să decide el. Consider că Facebook-ul poate revoluționa și medicina prin consultația online? Vedeți că consultația online peste toată lumea deja există. Sunt și se practic și s-a demonstrat a fi la fel o metodă destul de bună. Nu vorbesc de cazuri grave sau urgente, care într-adevăr necesită. Într-un termen mai rapid poți să răspunzi la mai multă lume. Poți să îndrumi același părinte, să-l îndrumi încotro să meargă ca să nu piardă timpul ăsta de la un spital la alt spital să fugă. Deci sunt foarte multe avantaje. Acum vedeți că se discută că sunt foarte multe riscuri, pentru că nu vezi pacientul, că mama posibil să omită careva informații. Iarăși, depinde și de persoana care consultă live copilul ăsta, îl vede acum și îl pipăi, poate să omită și el și să nu pună mamei careva întrebări. Și depinde de persoana care consultă online. Eu la momentul dat, când citesc, de exemplu, și consider că trebuie să am mai multe informații, îi scriu mamei, sunați-mă. Și atunci, pe telefon, eu vorbesc cu ea, îmi iau toate răspunsurile de care am nevoie ca să înțeleg mai departe. Și facem, da, cu copilul. Este nevoie să mai fac și careva analiz, este mai nevoie să fac careva investigații. După ce acumulez toată informația, clar că pui o diagnoză și poți da și un tratament. Ce nu știu oamenii despre Mihai Stratulat, dar cunoscând, și-ar schimba impresia sau l-ar vedea dintr-un alt unghi? Eu acum foarte des, așa, la telefon vorbesc nu chiar într-un mod cel mai plăcut. Eu când aud, deci când mă sună părinții și spun că ia că noi azi am făcut febră sau ieri am făcut febră înaltă și azi deja am dat antibiotic, atunci la mine așa sare și încep să așa ca un profesor, știți că la școală încep să mustru părinții ăștia, dar pentru ce ies, da, dar care e argumentul, dar voi știți că nu se... Undeva cred eu că părinții ăștia se gândesc, băi, dar ăsta chiar e nebun, da. Și atunci eu le spun, zic, voi nu ascultați ce vă vorbesc eu la telefon, da? Veniți în fața mea și atunci, chiar la unii părinți așa, zic, veniți mâine, dar zic, eu vă rog, aduceți aminte că eu azi la telefon v-am certat, că mâine-ți continui ceartă. Și clar, când vin deja, văzându-mă pe mine, văzându-i pe ei, copilul fiind în față, nu mai poți cerți, da? Consulți copilul și începi să vorbești cu ei, începi să mai glumești. Și eu acum le zic, una când mă vedeți și faceți cunoștință cu mine și alta când, nu știu, ați auzit undeva ceva sau, nu știu, m-ați prins pe o notă mai... Sau m-ați scos din sărete, da? Mai negativă, da. Duc, da, ai ajuns să ai casa visurilor sau încă nu? Noi suntem într-un apartament care a fost a buneilor soții. Jumate pe soții, jumate pe tata socru. Adică cum arată casa visurilor? Ia o să ajungi odată și odată o să fie. Da, aș vrea o casă pământ, una mică, deci eu cred că în 3 odăi este suficient, da? Oricum, mă gândesc până o să o construiești, copiii deja o să se împrăiește și atunci rămâi cu multe odăi și n-ai ce faci cu ele, plătești doar chirie foarte mult. Ai un copil, da? Am un copil, da, un băiețel, Petrică. Nu știu, vreau o casă, dar chiar vreau una mică. Deci nu vreau cu două etaje, deci așa cum este un apartament cu 3 odăi, doar că la sol și cu un acoperiș deasupra. Da? Da. E real ca un medic de top din Republica Moldova să ajungă milionar? La noi în țară? Da. Nu cred.
Deci pe cale oficială sigur nu. Nu doar de, nu știu, se deschide careva vreo 2-3 clinici private. Dar iarăși, la noi în Republica Moldova populația nu e așa de mare și nu e așa de înstărită ca să faci venit într-atâta să ajungi milionar. Ce talente mai ai, doc, pe lângă faptul că tratezi foarte bine pacienții? Și talente, nu dacă mai am talente. Mai glumesc eu. Spune-ne un banc. Un banc de ăsta de medicină cu doctorul, da? Am eu două așa mai ales când e compania de bărbați. Vine un domn la domnul doctor și zice: uite, de seară o să vin o prietenă, da? N-am văzut-o de mult și cred că o să facem noi și niște dragoste. Dar eu așa mă tem, zic, vreau să fiu în stare, dacă poți să-mi dai ceva, o pastilă, dacă este ceva. Și este făcute pastilă acum noi făcute, dar vii mâine și îmi povestești. Ok, și vine la 20 și întreabă: cum? Ei, extraordinar, patul stricat, tapetele rupte, vecinii chemau pompieri. Da, prietena, hai, dar prietena nu a venit. Vine un domn la doctor și zice: nu știam, de vreo câteva luni tot vreau să fac dragoste cu soția și vine și tot bă, doare capul, bă, sunt rău, bă, obosită, bă, nu știu ce. Poate să-i o pastilă ceva să-i dau, să se întâmple odată și odată momentul ăsta. Și tot vreau să știu, ia pastila asta și dai, îi propui să bei pastila și cam în vreo 5 minute își face efectul să știi cum să fie tot bine. Vine soția acasă, el fac femeie, hai să facem dragoste. Nu că, uite, mă doare capul, s-o obosit la serviciu, nu. Deci ia pastila asta, hai duș fundul și mai des. Dacă te răzgândești, ok. El sui în pat, se dezbracă și stai și se gândește: măi, dar dacă să fie puternică pastila și eu n-a să fac față, ia și el o pastilă. Peste 5 minute ușa din baie sare din balămâli, soția goală în prag ușii: vreau un bărbat! Dar și el din pat: și eu! Era pastilă cu direcția, nu mi-s prin bărbat! Apropo, noi am auzit din surse neoficiale că urmează să fie creată o clinică particulară Ask a Doctor. Este adevărat? Urmează să fie deschis o mini-clinică de pediatrie, unde să putem să le ajutăm, nu doar să le ajut nu doar ziua cât în spital la consultanță, da, inclusiv și noaptea, o să fie serviciu și de noapte. E că asta sună leacă interesant. Și o să fie și cu 4 saloane de internări. Am înțeles. Dar internările... 4 saloane în sens că 4 camere, da? 4 camere, da. Dar internările o să fie... Principiul o să fie altul, deci o să fie internat maxim pe 3 zile, dar o să internăm copiii pentru supraveghere și așa îmi place mie spun, și stabilizarea copiilor. Primele 3 zile e totul cel mai complicat. Da, și... pentru siguranță, știți că deja sunt pregătiți să iasă din situația asta neplăcută, da? Să nu-i spunem boală sau ce. Sunt și părinți care cu adevărat vor să interneze de frică, deci nu vor să stea cu copilul acasă și atunci ar fi o posibilitate pentru ei, părinți să fie mai liniștiți, copilul să fie sub supraveghere medicală și... Keep calm and ask a doctor!